Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Salut, sunt Odo de la Miere TV și astăzi, fraților, fac acest clip pentru a vă cere părerea, pentru că, după cum știți, sunt în renovări cu apartamentul și nu știu ce să îmi pun pe jos aici în livinguri. În cameră o să fie parchet și în livinguri nu știu ce să-mi pun. De aceea vreau să îmi scrieți părerea voastră în secțiunea de comentarii, să-mi dați un sfat. Vom merge imediat să vă arăt cum stă apartamentul, cum se prezintă. S-au făcut 100 și ceva de saci de moloz și încă nu am demolat baia și mai am încă un perete de demolat și încă un bar. Haideți să mergem să vă arăt. Eu aici sunt în dormitorul principal. M-am refugiat aici pe perioada lucrărilor până se termină un dormitor și apoi mă voi muta acolo și vom renova și acest dormitor. Bun. De aici din dormitor ieșim direct pe hol și în față este ușa de la intrare. Aici, în dreapta, barul acesta o să dispară și vom face un living împreună cu acest hol. Iar acolo, pe balcon, balconul este închis și am bucătăria. Aceasta este destul de nouă și nu mai schimb. Avem și centrala acolo, să vedem, s-ar putea să schimb și centrala. Da, aici e peretele. Tare de tot. Când m-auzi pe vacare, mi se cred cum mi-a spus așa. Rupele capul de prima șase, nu le uita. Că altfel n-ai cum să fii tare, 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 tare. Împreună cu acel bar și în față avem livingul cel nou, care s-a format după ce am spart două camere. Aici va fi o ușă între livinguri și aici avem livingul care este de aici din dreapta. Prima cameră, după aia a doua cameră și aici holul care era și aici rașul de bara. Vedeți ăsta, aici era de baraua și de aici începea camera. Mâine o să cărăm tot molozul ăsta și o să vă arăt mai bine exact pe unde treceau camerele. Aici trebuie să păstrăm grinda aceasta, nu putem să o dăm jos. Am făcut și proiect la arhitect. Ia uitați, fraților, cât saci de molos sunt și aici. Și aici balconul, trebuie să vină și băiatul de la termopane să mi le schimbe. Acolo să-mi fac eu un colț al meu. Și priveliștea care o avem cu râul Olănești. Iar mai în față este Oltul. Olăneștiul se varsă direct în Olt. Și molul pe stânga. Va veni și balconul renovat. Bineînțeles. Prima dată trebuie să punem aici termopan, să închidem colțul acesta și colțul acela, pentru că n-are acoperiș și asta se întâmplă în timp. Pe jos o să pun gresie în balcon, bineînțeles, dar aici o să scot parchetul acesta vechi. O să venim cu șapă la nivelul mozaicului de pe fostul hol. Și apoi vom veni cu un strat uniform de parchet sau de gresie, nu știu ce să pun. Să-mi spuneți în comentarii
pentru că sunt foarte, foarte nehotărât. Aici este baia și aceasta vreau să demolez, să facem una bej, modernă, mai frumoasă. Iar în partea asta, cum intri în stânga, este tot așa un hol, cu o baie în capăt. Baia asta o voi lăsa așa cum este, pentru că nu avem timp și nici bani să o refacem. Voi schimba, bineînțeles, WC-ul, chiuveta, dar atât, gresia și restul nu o să voi schimba decât WC-ul și asta, chiuveta. Aici avem un dormitor. Mamă, ce e cool aici. Avem un dormitor. Nu este foarte mare. Trebuie să demontăm caloriferul, să anulăm țevile, facem un alt circuit. Avem o grămadă de muncă. Aici am scos glaful de marmură, voi pune unul de granit. Voi pune și pe exterior glaf de granit pentru a evita infiltrațiile. Ia uitați, pe aici s-a infiltrat și am avut igrasie, a afectat peretele. Și de aceea trebuie să, după ce voi schimba termopanele, că de asta nu am pus, trebuie să vină săptămâna asta să-mi schimbe termopanele și apoi voi veni cu un glaf și pe exterior care va veni așa și va proteja exterior. Haideți să mergem la altă cameră să vă arăt mai bine. Aici avem instalația electrică schimbată și ea toată, trebuie să schimb și panoul, tot schimbăm. Aici am apucat eu să scot din parchet, să vedem ce e sub el. Cam asta e sub parchetul vechi, din construit în perioada comunistă. Trebuie să turnăm și aici șapă, peste tot unde e parchet, returnăm șapă. Deci, am zis că vă arăt aici. Vedeți ce aici e grasie, foarte mare. Da, și pe aici. E, și uitați ce vreau să vă arăt. Aceste fire vor fi anulate, bineînțeles. Nu va mai veni niciun fir de pe acoperiș. Da, așa au fost trase, pentru că eu stau la etajul 4. Și așa au fost trase. Și vedeți că pe aici este gaură. Și a crescut și o floare, fraților. Mă rog, o floare, o pruiană, nu floare. La fel, granit, venit cu un glaf de granit și pe exterior, dar după ce voi schimba termopanele, pentru a veni peste cu glaf. Să nu mai permitem să se infiltreze apa. Da, mâine o să fac multe instastory-uri, să fiți pe fază pe Instagram și pe Facebook la Miere TV, pentru că voi căra toți acești saci de moloz și credeți-mă că sunt o grămadă și mai avem de demolat, v-am zis, și barul și baia și mai avem și acest perete. Asta e ușa de la intrare și cum intrăm, aici avem o debara, o vom demola, vom da jos peretele acesta și vom face așa ca o arcadă. Cum avem aici deasupra mea. Pac. Și vom face, bineînțeles, un dressing aici. Voi scoate toate astea. Și vom face mobilă pe comandă nouă. Cam atât, dragilor. Deci nu uitați să mă urmăriți mâine și poi mâine, pentru că voi demola foarte, foarte mult și voi filma puțin. Voi pune pe Instagram, pe Instastory-uri și pe Facebook la Miere TV. Eu sunt Otto, nu uitați să mâncați sănătos, să slăbiți dacă aveți nevoie. Eu momentan sunt la menținere, mai stau așa câteva săptămâni până termin cu apartamentul. Am fost foarte rar la sală, în ultima săptămână am fost decât o dată. Asta e, n-am ce să fac. Din septembrie vom veni tare din urmă și vom începe slăbirea a următoarelor 20 de kg pentru a fi în total 50 de kg slăbite, pentru a arăta tuturor tuturor românilor și YouTube-ului că se poate natural, nu trebuie să folosiți steroizi sau pudre proteice, pentru că și alimentele sunt foarte bune, alimentele naturale. Ia uitați, fraților, cât abrațul,
s-a făcut foarte mare brațul meu. Această perioadă de repaus în Priește, pentru că am început să mănânc mai mult, am început să mănânc și prostii, dar îmi voi face toate poftele și din septembrie vom reveni în forță. Până data viitoare, eu vă salut, sunt Otto. Ciao! Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie, ploaie, vânt, niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja.